Bine ați venit la taroscopul anului 2020 pentru Capricorn. Vă mulțumesc că mă ascultați și vă doresc din toată inima un an mai bun, prosper, plin de bucurii, fericire și multă sănătate. Tarotul, astrologia, chiromantia, misticismul în general sunt energii folositoare atunci când accepți ajutorul lor pentru a-ți schimba cursul vieții în ceva mai bun, pentru că merităm. Nu trebuie să așteptați până când veți deveni o versiune perfectă a dumneavoastră pentru a face lucruri minunate. S-ar putea să nu credeți niciodată că sunteți minunați. O mamă minunată, un partener minunat, un specialist, un lider minunat. Du-te oricum să continui să încerci să fii mai bun fără a te lăsa să te limiteze îndoielile despre sinele tău. Eu sunt o persoană pozitivă, de aceea pentru mine viața e amuzantă și îmi place să zâmbesc. Greutățile prin care trecem sau am trecut nu schimbă cu nimic zâmbetul, din contră, ne face mai puternici. Râsul îi face pe oameni să se simtă confortabil. Dacă nu vrei să fii acolo unde se râde, nu vrei să fii unde e viața și îmi place la nebunie proverbul lui Ron Ross. Nu vă mai luați așa de mult în serios, oricum sunteți singurii care o faceți. Cu acestea fiind, vă doresc din toată inima, cu multă dragoste, un an magic tuturor. Și haideți să începem etalarea Capricornului. Aici avem lunile. Ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie. Capricornii vor avea mari schimbări în viața lor pentru 2020, ca noi toți, de fapt. Intuitiv, 10-lea acesta de spade, îl voi apropia puțin. 10-lea de spade întotdeauna, să știți că are o conotație diferită, și negativă și pozitivă. 10-lea de spade este ruina, să-i zicem. Este soarele în gemeni, este numărul 10, malcut în cabala, pentru cei care știu cabala, și reprezintă completarea unei idei, a ceva la care ai muncit mult. Dar în același timp reprezintă și o idee filozofică care pentru unii dintre voi este nereală. Cu alte cuvinte, în ianuarie 10 de spade este respectul într-o relație, orice fel de relație, fie personală, fie în afacere. Deci este respectul de sine pe care trebuie să ți-l dai ție. Este felul tău de a te întreba ce nu vrei să vezi, ce nu mai lucrează pentru tine, unde este respectul de sine. Aici îți spune să fii sincer cu tine, pentru că este timpul să mergi mai departe și să lași toată acea durere, tot ce a fost înainte, pentru că este 10, se împlinește, se încheie, dar numai de tine depinde. Februarie, eremitul și cartea fecioarei. Este litera iod, deci începutul. Înseamnă mână, simbolizează tatăl, care este înțelepciunea, este cea mai înaltă frecvență a lui Mercur. Deci, creatorul cuvintelor și reprezintă viața. Deci, în zodiac este semnul fecioarei. Este esența fluidă a luminii. Este primăvara unei relații care începe să înflorească, dar în același timp este și prudența cu care mergem spre ceva nou. Cum ne manifestăm și prin ce metodă în februarie. Deci, dacă vom încheia ceva în ianuarie, aici este căutarea pentru a merge spre ceva mai bun. Și divinitatea te ajută. Martie, frumos. Carul,
sau faetonul. Aici e spiritul masculin, deci creează ceva stabil, învață sau dezvoltă, ia în serios ceva care vrea să creeze, poate o afacere, poate un hobby, poate un talent, muncește foarte mult pentru a învinge. Bine, voi sunteți Capricorn, deci voi sunteți workaholic, adică munciți foarte mult. Dar cu această carte este felul de a spune străpunge la nivelul cel mai înalt vibrația învingătorului. Atunci când ne dorim cu adevărat ceva, putem să o facem chiar dacă e nevoie de tot timpul nostru. Cu faetonul, în schimb, aveți și mici călătorii. Astea nu sunt călătorii peste hotare, sunt călătorii mici. Deci ceva care o să influențeze în martie. Pentru unii poate fi chiar și în exterior, dar faetul întotdeauna are energia aceea călătoriilor mici. Și mai este posibil să aveți o persoană din zodia rac în viața voastră, care vă va ajuta să faceți acel ceva pe care vreți să-l faceți. Aprilie, 3 debute. Este potențialul puterii care vine prin planificare. Această carte este dorința, deci, ca energie primordială, dăm naștere la o idee, planificăm, manifestăm, ceea ce duce la un nou început financiar pe care îl avem deja în mai. Deci, este ceva la care ne gândim să o facem, dar în timp ce planificăm și mergem baby steps, deci acei pași mici de copii, ajungem să facem acea, deci să manifestăm acea idee. Asul în mai e frumos, e un nou început în muncă, este felul de a spune Capricornul va trebui să-și schimbe atitudinea. Nu poate arăta la suprafață că este cum se cade în continuu și de fapt este tras pe sfoară. Deci aici îți spune cu această energie de foc, îți spune să fii tu însăți. Iar energia aceasta de foc te va ajuta să fii respectat și iubit așa cum ești. Deci este stilul acela Capricornul care spune, lasă, nu-i nimic, e bine, mergem mai departe. Energia de foc, în schimb, să știți că este foarte, cum să-i zicem, curăță. Deci arde acel ceva care nu este bun. Și vrea să fii tu însăți, prin energia ta. Iunie. Iunie e foarte frumos pentru că avem un rege de monede. Și asta înseamnă abundență financiară și un loc bine meritat. Ai încredere în tine, pentru că metoda ta de lucru, chiar dacă este un pic mai veche, dă roade bune. De ce? Pentru că ești un om practic și e posibil să ajungeți într-o poziție care ați visat de mult sau este poziția meritată care abia acum ieșiți la suprafață și se vede ceea ce ați făcut până acum. Deci abia acum se văd roadele la ceea ce faceți. Și pentru că aveți încredere în stilul de a face acel lucru. Muncă, business, ce vreți voi. Deci, abia atunci se vede puterea ta financiară. Și Capricornul în general hrănește toată familia. Dar aici se vede exact că este... stilul lui de a munci, stilul lui de a face ceva. Iulie,
8 de monede. 8-ul de monede ne ajută foarte mult inteligența, ne ajută să luăm o poziție mai bună. Poate avem nevoie de un studiu, de ceva la care ne trebuie mai mult pentru a ocupa o poziție. Sau ar fi bine să lăsați trecutul acolo unde este locul, să vă debarasați de trecut, de ceva care este toxic, pentru că monedele în general nu ne arată ceva de dragoste, curăță pentru a te renaște. De ce? Pentru că mie îmi place următoarea carte, avem roata norocului și când avem optul acesta de monede lângă, înseamnă că ne trebuie ceva să ne renaște. Și nu e degeaba și lângă patru de cupe. Deci aici avem ceea ce vine aici este lăsăm totul la spate pentru a da voie să vină ceva mai frumos. Pentru că momentul în care vrem să mai facem ceva, un studiu, pentru a ne schimba din nou titulatura, dar patru de cupe este intoxicarea financiară. Este succesul care îți toxifică viața, rutina, ca persoană fizică. Deci când nu ai timp de tine, mănânci din picioare sau acel plus de energie pe care tu toată ziua îl dai pentru munca ta, pentru că trebuie să fac bani, trebuie să fac bani, trebuie să fac bani, pur și simplu uiți de tine. Iar aici te atenționează. Trebuie să lași acel lucru, pentru că trebuie să înveți să trăiești. Pentru că aici vine ceva foarte frumos, o transformare pe care numai tu, prin propriile tale forțe, o poți face. Pentru că este... Avem asta în august. Și asta în august, simenii... Am spus un cuvânt în altă limbă, mă scuzați, se mai întâmplă. Asta înseamnă că vine o schimbare, o renaștere. Roata norocului, Jupiter în august, este cel mai mare noroc. Este destinul tău, se schimbă ceva, se schimbă, este un nou ciclu de viață la orizont, este karma ta. Ai șansa să faci o schimbare majoră în viața ta. Este felul de a spune, haide să-i zicem, nu ceea ce ne-am dorit, e ceea ce se potrivește. Întotdeauna vreau să înțelegeți că tarotul, dar și tot ceea ce ține de arta mistică, ne arată ce ne trebuie, de ce avem nevoie, nu ce dorim noi. De asta o spun. Iar patrul acesta de cupe care vine în septembrie, deci schimbarea majoră pe care o faci, patru de cupe poate fi o situație din familie care se reîntoarce. Poate reevaluați ceva sau ai pierdut o oportunitate care se repetă pentru a-ți atrage atenția că viața ar fi mult mai frumoasă atunci când accepți acel ceva nou care vine. Și nu când respingi acel nou ce vine. Deci, poate fi spiritual, la nivelul sufletului, poate fi emoțional. Arunci cu piciorul la niște oportunități pentru că ți se par diferite de ceea ce gândești sau felul tău sau felul acelor lucruri, a situațiilor acelea să fie total diferite de felul tău de a fi. Octombrie, 5 de bâte. Bine, 5 de bâte și cu 3-ul ăsta de bâte care vine, care l-avem și deasupra, este influența mamei pentru voi, iar 5 este
doctrina feminină pentru o relație, pentru, deci dacă este vorba de o relație care ține de tradiție, dar nu și de fericirea ta, și arată mai mult o opoziție, fie ca poate într-o relație cu mama, tradiționalismul se împotrivește de se impune, îți impune tradiționalismul. Deci dacă eventual aveți orice fel de problemă, situație cu partenerul sau ceva se schimbă, pentru unii dintre voi poate chiar ajungeți la un divorț, pentru că avem și justiția aici. Întotdeauna energia aceea mamei este tradiționalismul, care zice, nu e bine, ai copii, nu. Dar suntem deja în secolul 20, deci cei care vor într-adevăr să fie fericiți, pentru că trăim ce avem aici. Nu cred că o să avem și alte șanse. Energia aceasta vă spune, faceți tot posibilul de a fi fericiți. Justiția este de partea voastră. Nefitis în al treilea aspect al lunii și este sora geamănul a lui Isis. Deci, justiția în iubire. Unii divorțează sau pur și simplu își schimbă atitudinea fie în dragoste, fie în cuplu, fie în parteneriate. Iar cu nebunul ăsta lângă este persoana care trăiește fără reguli, deci le exclude, deci excludem și tradiționalismul pe care îl avem aici. Pur și simplu vrea să se simtă liberă. Triumful justiției, a adevărului, a dreptății este în același timp îți spune asumă-ți riscul pentru a merge mai departe. Decembrie, nebunul. Nebunul nu degeaba are numărul 0, deci sursa tuturor lucrurilor. Este călătorul prin toată arcana majoră. Fie ai niște rezultate magnifice în muncă, stabilitate financiară, cu justiția, pur și simplu îți spune că lumea nevăzută este de partea ta, deci fii atent la sincronicități, semnele trimise, pentru că acele semne sunt trimise pentru a te folosi, de a lua în considerație oportunitățile care îți vin în calea ta. Deci este felul de a spune, nu te speria de schimbările impuse. Ești alt om, de parcă ai trecut printr-un an plin de transformări psihologice, fizice, poate îți schimbi stilul tău, stilul de tunsoare, de îmbrăcăminte, duci o viață mai sănătoasă, ești în putere să te transformi pentru binele tău suprem, pentru că o meriți din plin. Cu acestea fiind, eu vă doresc un an plin de bucurii și fericire, la mulți ani tuturor! Mulțumesc din toată inima!